Neața bună! Ce faceți voi? O să fac astăzi o cremă de avocado. Am aici 100 de grame de ciocolată neagră. O să pun aici să o topesc pe vapor. Și o să pun 180 de grame de avocado. O rup așa toată. Acolo. Și-o las să se topească. Și aici am avocado, după aia o să-l cântăresc. Să vedem cât iese. Dacă e nevoie, pun doi. Știți, am chestia asta cu care îl scot foarte rapid. Și iese și tăiat, da? Aici trebuie doar să-l pisăm cu furculița bine. Și aici am pisat-o cu furculița. Am 180 de grame, am cântărit. Și dacă vreți să-mi puneți un pic de zahăr în, ca să nu fie așa amară, că te văd că vă plângeți acolo că e amar, e amar. Păi puneți un pic de zahăr dacă nu puteți suporta. Eu mănânc fără zahăr. Și ciocolata e topită. Iată. Și acum punem acolo, amestecăm bine și se poate umple, se poate folosi la prăjitură, la clătite, la ce vreți tu, voi de pus pe pâine dimineața. Foarte bună. Ia uitați cum arată. Vedeți? Ce fain e. Dacă vreți să fie mai mică, că eu nu m-am pus-o cu furculița, puteți să o blenduiți și iasă mai fină. Acum am făcut. Asta o să o folosesc repede. Gata! Bunătatea de pe lume! Atâta mi-a rămas din o ciocolată. Bună! Astăzi fac ciocolată de casă de post. Am pus aici două linguri de zahăr de cocos. Aici am 60 de grame de cacao pur. Și o să pun 60 de grame de... 60 de mililitri de ulei de cocos. Cacao trebuie trecută printr-o sită. Eu am chestia asta pentru făină, ca să nu facă cocoloșă. Și am pus-o aici pe aburi. E foarte practică chestia asta și pentru făină. Amestecăm bine să se topească zahărul și punem în forme. Așa arată și acum pe deasupra eu o să pun nuci, o să pun stafide, fiecare ce vrea. Migdale. Am pus și susan și migdale și nuci și stafide și băgăm la frigider. Le-am lăsat cam 2 ore așa și iată, gata, ciocolata de post. Bunătatea de pe lume. Foarte bună. Și să ne și îndulcim un pic astăzi. O să pun aici 200 de mililitri de lapte. Și aici am 100 de grame de ciocolată. Am tăiat așa. O să pun acolo. Amestecăm până se topește ciocolata, așa, la foc mic. Tot așa, o blenduim bine, am oprit focul deja, că deja pierdea. Și după aceea punem cupe. Și iată cum arată. Punem la frigider cam 2 ore, cam așa. Arată super! M-am gândit să ne îndulcim astăzi un pic, dar să fac așa ceva repede, fără coacere. O să pun 100 de grame de lapte praf, 100 de grame de nucă de cocos, am 100 de grame de ciocolată 85% și o cutie de brânză scoaptă, e asta, o să vă arăt cum arată. 300 de grame și o să le amestec toate și să văd ce fac. Mi se pare un pic cam moale, o să mai pun niște nucă de cocos.
Și ia uitați, cam așa arată aluatul. Până la urmă am pus cam în jur de 200 de grame de nucă de cocos. Depinde de brânză, cât e de lichidă brânza, cât e de seacă. Acum puteți pune mai puțină brânză dacă e mai umedă sau puneți mai multă nucă de cocos. Și uite, fac așa, le-am făcut biluțe așa, toate. Și pe urmă o să topesc ciocolata și o să le dau prin ciocolată. Și ciocolata am topit așa pe abur și uitați așa, așa rămâne. Acum le băgăm la fel. Când se poftă de ceva dulce, așa repede, să pun 200 de grame de ciocolată neagră. Ulei de cocos și o să spărm câteva turchițe de așa de orez cereal. Turnăm, amestecăm. Dat aici în tavă pe o hârtie de copt și pun un pic de sare pe deasupra. O vă place ciocolată cu sare? Bunătate de pe lume. Am pus și câteva, migdale laminate peste. Na, să vedem ce ieșit aici. S-a întărit? Ia ce fac. Oh, a apărut și ceacio. E mirosită ciocolată. Ha? Ia să vedem cum e. Ui, nu fac ceacio. Rupe tu. Rupe tu ceacio, că mă doare mâna. Uh-huh. A, ceea ce poate! Ia! Bunătate de pe lume! Mmm! Ce? Am cafe? Nu, nu cafe. Nu? Nu. Ce? Mmm! Are un gust de sare, un pic de sal. Sare? Poca sal. Si, nu? Asta bunisim! E mai de cafe? O să fac astăzi o ciocolată cu susam. Am aici 12 curmale, pun apă fierbinte să stea așa, să le pot curăța. 200 de grame de ciocolată. Am curățat curmalele și ciocolata o să o topesc aici pe abur. Le-am pisat bine și pun susam. Se poate pune și mac, dacă le-am pus în ciocolată, am pus în formele astea, am pus jumătate, bineînțeles. Am băgat-o la frigider, s-a întărit. Și acum o să pun, uite așa am făcut susanul cu curmalele, o să pun pe deasupra și iar ciocolată. Le-am acoperit toate și le băgăm la rece. Și bunătatea de pe lume. Și uitați ce fain arată. O să vedem, să desfac una, să văd. Aici. Ha? Delicios! Am mâncat acolo un colțușor. Fac o ciocolată cu nuci astăzi. Am topit 100 de grame de ciocolată, 74% cacao și am pus 3 linguri de cremă de arahide și un pumn de nuci. Amestecăm toate bine și punem în forme sau pe o hârtie de copt. Și o las aici pe hârtie să se întărească. Și cam așa arată. Am lăsat-o, se poate pune la frigider, imediat se întărește. Să fac astăzi o prăjiturică fără zahăr și fără gluten. Am aici 250 de grame de mascarpone, 4 ouă, o să pun 150 de grame de ciocolată neagră, a mea e 85, 3 linguri de amidon. Dacă vreți un pic mai dulce, puneți o lingură, două de zahăr. Ciocolata o topesc aici pe aburi. Gălbenușurile o să le mixez cu mascarpone. Le-am bătut bine arbușurile. Punem amidonul cernut. Ciocolata trebuie să fie aproape rece. Și acum începe să punem spumă albușul și amestecăm așa încet de jos în sus. Am pregătit tava cu hârtie de copt și am presărat un pic de migdale măcinate, opțional. Am pus și câteva nuci și acum la 180 de grade cuptor. Și uitați cum arată. A stat cam 30 de minute. Am înțepat-o și cu bățul și o să